I come to say goodbye. Where are you going? It's on a little trip. Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Fraților, am revenit după o săptămână în care nu am mai postat nimic. De fapt, am mai postat câteva clipuri scurte pe canalul de YouTube. Am revenit cu o nouă achiziție. După cum se vede și titlul, am renunțat la BMW F20 și am cumpărat un E90. Nu îl aveam în plan, dar știți bine că vă spuneam eu că va veni ceva special pe canalul ăsta de YouTube, iar oarecum a venit această mașină. Nu știu cât de bine mă voi auzi, deoarece bate foarte tare vântul, iar acum când filmez este deja dubla a doua, pentru că am avut lavalierele și bateriile au fost descărcate, s-au descărcat și a fost nevoit să filmez cu telefonul. Mi-am pus și gluga asta în cap pentru a nu îmi strica freza, să zic așa. Iar acum am să vă prezint noua mașină. Știu că vouă vă plac foarte mult BMW-urile și am zis să vi-l prezint pe cel actual acum. Până să vedeți acest clip, aș vrea să mă susțineți pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ultima dată, dacă vă place, bineînțeles, un nou share. Da, oameni dragi, am trecut de la F20 la E90. După cum vedeți, este un E90 facelift din 2010 cu motorizare celebră, să zicem așa, un 2 litri de 177 de cai putere. Da, știu, o să spuneți că este motorul ăla cu probleme, e motorul ăla cu distribuția. Da, dar motorul ăla cu distribuția se schimbă distribuția, da? O să ajungem și acolo și o să vă spun eu toate aceste detalii în acest clip. Da, după cum vedeți, este E90 2010, da? An de fabricație Euro 5, motorizare 2 litri, 177 de cai, motorul N47 și mașina asta este oarecum și dotată, arată și bine și știu și istoricul său. Știți bine că eu nu cumpăr orice mașină, eu cumpăr mașini doar cu istoric și mașini care au fost oarecum întreținute foarte bine. Încă de când am aflat că mașina va fi pusă la vânzare, am zis mașina asta trebuie să ajungă la mine, deoarece știu proprietarul, știu câți bani a băgat în mașina asta și știu că este o mașină bună. Plus de asta mi-a plăcut și culoarea mașinii, care este un weather metallic. Ca și dotări, după cum vedeți și voi, sunt farurile astea care sunt extraordinar de frumoase cu big xenon și sunt adaptive și au și LED. Pietarul acestei mașini acum 3 ani a fost la mine pentru prima dată când le-am purișat farurile și le-am aplicat și o folie de protecție și vedeți și voi după 4 ani cum arată, adică arată foarte bine. Avem senzor de parcare, da, avem spălător de faruri, proiectoare, avem grilele astea duble care arată foarte bine pe negru lucios. Așa arată mașina și din lateral. Este pachetul sport, adică are o suspensie de fabrică M, jantele sunt style 194, ciucuri de vară Hancock, tot 2022, cum se și vede pe cadru. Fostul proprietar, să zic așa, i-a mai pus și ghinzile astea tip Batman, care dacă nu le avea cu siguranță le puneam și eu, semnalizările dinamice. Mașina asta mi-a plăcut tare mult încă de când am văzut-o prima dată. Știu că nu este nouă, este o mașină care are o vechime de 14 ani, când suntem în 2024, n-am pretenții de o mașină nouă. Iar astăzi am ținut neapărat ca să vi-o arăt, pentru că este weekend, este duminică și am zis să revin cu un nou clip și cu un nou upgrade pe canalul de YouTube. Așa arată mașina și din spate, senzor de parcare bineînțeles și pe spate, triplele astea care semnalizarea la ele în partea de sus este pe LED, iar ce mi-a plăcut foarte, foarte mult, aceste dungi roșii care noaptea se văd foarte frumos, au un bec acolo care dispersează lumina, acest eleron care l-a pus fostul proprietar. Nu este vopsit în tocmai cel mai bine în culoarea mașinii, dar oarecum arată bine. Poate pe viitor o să-i punem și noi un eleron așa cum trebuie, frumos, sau poate revopsim pe ăsta. Folii pe geamurile din spate, nu știu dacă avem
și pe geamurile din față, deoarece mașina se vede oarecum că ar fi un pic întunecată. Aici avem și Peugeot-ul 320D, da, avem și portbagajul care mi s-a părut extraordinar de mare. Vedeți și voi cât intră în el, nu știu exact capacitatea, câți litri are. În plus de asta, fostul proprietar mi-a lăsat și o furie de vibrocher nouă, nouță. El a spus eu că a pus-o pe mașină și nu i-a plăcut cum merge mașina cu furia asta, care avea ceva joc aici sau ceva de genul. În fine, mi-a lăsat de rezervă. În plus de asta, mi-a mai lăsat de rezervă un filtru de motorină, a zis că ar trebui să-l schimb și pe acesta. LED-uri pentru farul ca să fie de schimb, LED-uri la interior, ce a schimbat și ce a mai rămas. Cam așa arată mașina și din lateralul acesta. Acum vom intra și la interior ca să vă arăt cum arată mașina. Așa arată pe partea din spate. Mânerele ăștia pe viitorul le voi, va trebui ca să le schimb, deoarece știți bine că la E90 problema asta cu plasticul pe interior se rupe, se face ca naiba. În fine, o să dăm comandă de altele noi de pe AliExpress. Așa arată și bancheta cu cotieră. Bancheta, din păcate, nu este rabatabilă, deoarece nu are nicio chestie în asta de care să tragi, însă are prinderile de ISOFIX. Cotiera, depozitul ăsta pentru ce naiba e, pentru sacul deschis sau ce naiba era, știu, de la E60. Scaunele în partea din spate arată destul de bine. Hai să dăm mai tare cu ușa. Arată și fața de ușă din stânga, avem 4 geamuri electrice. Iar ce mi-a plăcut foarte mult au fost aceste scaune tip sport Recaro. Știți bine că le-am avut și pe E36, nu sunt de piele, sunt textile și mă bucură foarte mult acest aspect. Ele sunt cu reglaj electric lombar, adică când te vei pune pe scaun, vei apăsa pe butonul ăsta și scaunul te va strânge așa oarecum. Avem volanul normal, pe viitor voi pune un volan sport DM, da? Cu comenzi, avem BC-ul, avem pilot automat, luminile automate. Batem foarte rău vântul afară, nu ne permite ca să continuăm să filmăm doar din afară. Mașina asta are o poveste. Eu oarecum cunoșteam foarte bine și mașina și proprietarul și știam că nu este orice mașină, adică știam că s-au băgat foarte mulți bani de-a lungul timpului în mașină. Adică distribuția la această mașină a fost făcută acum 100.000 de kilometri. Știți bine că undeva la 250.000 de kilometri se face distribuția. Mașina asta a avut distribuția făcută la 200.000 de kilometri, în prezent are vreo 313.000 de kilometri, deci încă 150.000 de kilometri ar fi lejer de mers cu ea. În plus de asta, eu am văzut că ambreiajul este foarte bun. Când am întrebat fost proprietar, mi-a spus că și pe acela l-a schimbat, n-are mai mult de 20.000 de kilometri, iar uleiul este făcut de doar 200 de kilometri. Bă, n-aveam cum să ratez mașina asta, deoarece aveam nevoie de o mașină de iarnă, nu neapărat proiect, dar am zis să iau o mașină care să o țin cel puțin iarna asta. Dar știți bine că dacă ia să suma corectă de bani pe mașină, o voi vinde, dar nu mă gândesc încă la acest aspect. Mai avem la interior, avem această cutieră, da, cu auxiliar înăuntru și cu suportul ăsta de telefon. Avem și USB-ul care este pus acolo în torpedo, nu știu dacă se vede, da, se vede. Bordul ăsta cu această dotare care nu prea o prea întâlnești, deci asta este o dotare sub porții de pahare. Sistemul de navigație CIC, navigația profesională a mare, a șmecheră, toate cele. Uitați și voi cum apare când am deschis, mie doar așa îmi place ca să țin, să se vadă totul pe ea chiar. Și acum mi arată unde sunt, în ce parcare, mi arată și Dunărea că filmez lângă. Ce mai avem? Avem butonul de senzor de parcare, nu avem încălzire în scaune, dar nu mă deranjează pentru că scaunele sunt din material textil. Avem butonul de start-stop care este dezactivat din tester și mă bucură foarte mult acest aspect, pentru că la F20 aveam probleme tot timpul când eram în semafor, trebuia să apăs butonul ca să nu se oprească motorul și să pornească. În plus de asta mai avem nuca asta de schimbător care este de M. Cutia de viteze în 6 rapoarte, managementul de la navigație și ce mai avem pe aici. Încă nu cunosc foarte bine mașina, dar
Am timp ca să o descopăr pe viitor. Ce mai avem? Mai avem și asta din piele cu cusături albastre, ceva de genul. Urmează pe viitor să schimb volanul ăsta, cum am spus și mai devreme, să pun pe acela de M, pentru că este foarte, foarte frumos. Și am văzut că nici prețul la ele nu sunt foarte mari. Poate chiar unul dintre voi ce mă urmăriți, aveți vreun volan din ăsta și îmi faceți o ofertă la un preț bun ca să achiziționez. Am un plan să schimb și plafonul ăsta, care arată, arată foarte, foarte bine, dar consider că arată bine dacă punem un volan de M, să punem și plafon așa cum trebuie. La partea din față, la mașină, aș mai vrea să-i fac câteva îmbunătățiri. Nu știu sigur dacă voi pune pachetul M, deși l-am găsit în culoare, doar că prețurile sunt destul de ridicate. Iar dacă pe viitor vrei vrea ca să vinzi această mașină, nimeni nu îți va plăti prețul corect pentru că tu ai pus un pachet M sau ceva de genul. Mai bine faci mașina asta într-un mod plăcut, în așa fel încât să satisfaci tu plăcerea ca mașina să arate foarte bine și la vânzare să nu pierzi nici prea mult. Hai să pornim și mașina să vedeți cum pornește. Apăsăm butonul aici și a pornit. Dar trebuie să mergem să resetăm serviciul pentru că băiatul a zis că ne-a făcut schimbul de ulei, a uitat să-l mai reseteze și trebuie resetat. După cum vedeți, nu avem nicio eroare în bord. De regulă la BMW când sunt erori în bord apare acel triunghi aici. De fapt a avut o eroare și l-am întrebat pe proprietar de la ce eroarea și îmi spunea: păi vezi că nu mai e lichid de parbriz. Am băgat lichid de parbriz și mașina a dispărut eroarea sa. Într-adevăr a avut dreptate. Pe bord, cum se vede, sunt 313.000 de kilometri. Rezervorul este jumate, 391 range-ul la el. Ce m-a impresionat foarte mult, frate, e consumul. Bă, mașina asta consumă extrem de puțin, nu că puțin, extrem de puțin. Am un consum de 8,1 în ultimii kilometri făcuți, să zic așa, cu o medie de viteză de 40 de kilometri pe oră, ceva de genul. Bă, foarte puțin. Hai să intrăm și meniul ăsta la navigație. Ce avem aici? CD multimedia, stick-ul, CD-ul, ce mai avem noi băgați, telefonul, navigația, contactele, pentru că avem Bluetooth pe această navigație, BMW Service, Vehicle Information, setări. Ia chiar la Vehicle Information aici ce putem... uite, ne arată la Vehicle Information consumul, jurnalul de computer, Vehicle Status. Ia să vedem cine dă aici. Deci la Vehicle Status ne arată senzorii de la anvelope care sunt în ordine, da? Ce mai avem aici? Nu știu exact ce este asta. Legat de presiune, service request, check control. Ia să vedem aici la check control. Ne arată că nu avem nicio eroare. Bă, mișto, chiar n-am intrat ca să văd aceste aspecte. Vehicul check, asta este că nu am resetat servisul, uleiul este ok, lichidul de plăcuțe de frână este ok. Da, uite, ne arată când trebuie să-l schimbăm. Uleiul trebuie să-l schimbăm la un interval de 9000 de kilometri. Așa cum a spus și băiatul, doar ce a fost făcut normal în luna 9 2025, da? Inspecția la fel, luna 9 2025 și front brake paint ăsta, plăcuțele de frână la 70.000 de kilometri, ceva de genul. Deci este o mașină curată și vreau să mai spun un aspect. Când am cumpărat mașina asta, vă spun sincer că nici măcar nu am ridicat capota la ea să văd dacă uleiul este ok, dacă sunt ceva probleme pe la motor, deoarece știam proprietarul și știam ce fel de persoană este, știam că omul chiar e maniac să bage bani în mașină, iar el făcând un upgrade la un model mai nou, am zis, bă, mașina asta trebuie să ajungă la mine. Am făcut o ofertă și așa, dar am ajuns la BMW 90 Facelift. Deși nu era mașina asta în plan, dar nu aveam cum să o ratez. Sunt curios de părerea voastră, lăsați și voi mai jos un comentariu și spuneți-mi părerea voastră despre această mașină, despre această motorizare, ce să am în vedere, ce vreți să-i facem la mașina asta, pentru că probabil va fi un mic proiect pe canalul de YouTube atâta timp cât o voi ține, deoarece bă, îmi place extrem de mult cum se conduce, deci vă jur, știți bine, am avut 4 BMW-uri până acum, E36-le,
E60-530, am mai avut un E90 pe benzină și E90-ul ăsta pe motorină din 2010 Euro 5. Da, știu, toată lumea fuge de motorizarea asta pentru că sunt mulți care nu fac mentenanța, nu schimbă uleiul la timp, pompa face șpan și are probleme, distribuția la fel, nu o schimbă la timp, și aia o auzi la rece dimineața că zornă, îți dai seama că trebuie să o schimbi. Mulți trag pe ele, sunt foarte mulți oameni și tineret în special care trag pe această mașină și își bat joc de ea, dar uite că mai sunt și oameni care mai bag bani în aceste mașini, pentru că va veni iarna, va trebui să mergem să cumpărăm un set de jante cu tot cu cauciucuri de iarnă pe 16-17 să le montăm pe mașină, deoarece în prezent le avem pe acestea Style 194 cu cauciucuri de vară pe 17 și vă dați seama, vine iarna, iar mie cum îmi place ca la fiecare mașină să am două seturi de jante și mașina asta va beneficia de încă un set de jante. Ce să zic, asta este mașina ce am vrut astăzi să vă prezint pentru că este weekend și aveam în plan acest aspect. Îmi pare rău că n-am mai putut să filmez de afară pentru că bate vântul foarte, foarte tare. Lăsați și voi un comentariu și spuneți, vă place sau nu vă place mașina, ce avem în plan, ce vreți să-i mai facem. Mai facem și un mic test drive să vedeți cum merge mașinuța. Din prima, când te usui la un model mai nou, să zic așa, adică la un model mai nou, este faceliftul de la 90, vedeți că direcția este mult mai ușoară ca la modelul anterior, deoarece pompa este cu servo electric sau ceva de genul, din ce știu eu. Bine, se și cunoaște că direcția este mult mai ușoară la mașină. Mașina, chiar dacă are o suspensie M, să știți că nu prea te zgâlțe, să zici că bă, zgârție, că nu mai poți, că-ți rupe ficații sau ceva de genul. Se comportă foarte bine, asta fiind faptul că are telescoapele bune, că dacă erau terminate, vă dați seama că își făcea joc și erau probleme. Îmi place cum se conduce, îmi place că nimic nu bate, nu troncă ne pe mașină. Oglinzile ăștia îmi plac foarte mult deoarece sunt mari și au vizibilitate bună în ele. Voi face un upgrade la bara din față, probabil v-ați dat seama despre ce este vorba. Da, cam asta, cam așa se conduce și mașina. Cam acesta a fost și vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați și voi acolo pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare într-un nou vlog. Bye, bye!